niște lucruri pe care lumea ar trebui să le cunoască înainte de a face anumite alegeri. Acum, sigur că dincolo de senzaționalul acestei știri că ai fost închisă 10 zile într-un bunker, e o poveste mult mai elaborată, care are mult mai multe amănunte decât această știre de primă pagină. Cum te simți în primul rând, Ana? Mihai, mă simt relativ bine, Aș vrea să fac o mică observație. Nu am stat 10 zile închisă în buncăr. În buncăr am stat foarte puțin. Am stat 10 zile izolată. Aici e altceva. Am ieșit din buncăr foarte repede. Buncărul pe care l-ați văzut cu toții este din Spitalul Memorial de la Istanbul. Este, să spun așa, o încăpere prietenoasă față de ceea ce se povestește că ar fi un buncăr. Dincolo de duritatea cuvântului, exact. Da, da, da. E adevărat, am avut un computer și acces la YouTube și am putut să ascult muzica pe care am dorit-o. Brahms. Și, da, și Brahms și Mozart și tot ce mi-a făcut o mare bucurie și m-a ajutat să trec peste momentele care n-au fost ca o plimbare pe Champs-Élysées, dar le-am trecut cu bine. Deci, dincolo de buncăr, când am ieșit din buncăr, am fost într-adevăr într-o cameră de hotel și am stat izolată. Nu am interacționat cu oamenii decât foarte puțin. Este motivul pentru care vreau să fac această mică, hai să spun așa, corectură la ce ați spus voi. Buncărul nu este atât de înspăimântător precum s-ar crede. După cum s-a și văzut în imagini, de altfel. Da, 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 da. Așa este. E chiar, chiar un mediu prietenos. Asta dacă știi să negociezi clipele astea care... Totuși, sunt niște momente de singurătate. Da, e adevărat, așa este. Ești tu și cu gândurile tale. Și asta și totuși organismul este supus în un atac agresiv. Iradierea cu iod nu este o aspirină pe care ai luat-o pentru că te durea capul. Deci e un proces prin care treci, da, dar... După da, cât timp rog. Se poate vorbi despre... efectele acestei terapii pe care tu ai urmat-o acolo? În 6 luni vom vedea rezultatul final după iradiere. Asta este ceea ce doctorul Remzi Caraman de la Memorial de la Spital ne-a spus. După 6 luni vom vedea rezultatul clar al iradierii. Încă mai sunt emoții. Încă mai este timp până vom vedea ce efect a avut această iradiere. Altfel, mă întorc la prima întrebare pe care ți-am adresat-o, Dana. Te întrebam cum te simți în acest moment, până își vor face aceste terapii efectul. Care este starea ta acum? Sunt destul de inadaptată, ca să spun așa, la viața reală, pentru că încă sunt efecte secundare pe care trebuie să le negociez. Încă sunt momente în care nu se reglează corpul așa cum trebuie, dar nu vreau să mă plâng. Sunt lucruri care sunt obișnuite pentru orice om care a trecut prin ce am trecut și eu. Vorbim totuși despre 10 ani în care ai cunoscut toate câmpurile de bătălie posibile cu această boală și aș vrea să vorbim după pauză, dacă poftești și ai disponibilitate, despre care sunt următorii pași și, foarte important, vorbeai în materialul tău de pe blog despre cât de important este să știi, atunci când alegi un tratament sau altul, să știi ce să alegi. Pentru că în cazul tău vorbim despre un tratament care trebuia să vindece o formă de cancer care ți-a provocat un altul, iradierea, practic a declanșat acest cancer. Vorbim imediat după pauză. Dana, îți mulțumesc mult de tot!